de telefoane mobile, odată cu apariția telefonilor din ce în ce mai sofisticate, populația și în special tinerii, unii chiar la vârsta gimnaziului, achiziționează de multe ori cu prea multă larghețe a părinților astfel de aparate performante și mai ales poartă la vedere acestea. Din nefericire, etalarea acestora în public, demonstrații despre performanța telefonului induc de multe ori tentații pentru persoane pretabile la comiterea de infracțiuni. În marea lor majoritate, faptele de furt sau mai grav de tâlhărie au ca subiect tineri și tinere care etalează chiar ostentativ bijuteriile tehnice pe care le dețin. O altă cauză a furtului de telefoane este neglijența sau naivitatea posesorilor. Astfel, aceștia le lasă nesupravegheate în locuri și localuri publice aglomerate sau le încredințează unor necunoscuți. Pornind de la elementele care generează furtul lor tâlhăria, recomandăm atât adulților cât și tinerilor, utilizatorii acestui gen de aparatură de comunicare, câteva sfaturi utile. Achiziționarea și încredințarea telefonelor mobile sofisticate pentru uzul tinerilor de vârstă școlară implică o anumită educație preventivă legată de portul și folosirea acestora. Se cere părinților o analiză responsabilă vis-a-vis de necesitatea achiziționării unui astfel de aparat pentru copii, oportunitatea folosirii și modul în care acesta poate fi păstrat. Posesorii unor astfel de aparate de telefonie vor evita demonstrațiile cu privire la calitățile acestora în public pentru a nu crea tentații infracționale. Portul telefonului mobil, indiferent de forma suportului, se va face cu discreție, fără ostentație, cu grijă de a nu deveni victima unei agresiuni. Vor fi evitate împrumuturile sau schimburile prietenești de telefoane, persoanele necunoscute pot uita să vi le restituie. În cazul în care proprietarii de telefoane se află în locuri necunoscute, puțin aglomerate sau cu lumină scăzută, vor fi evitate dialogurile întâmplătoare cu indivizi necunoscuți și de preferabil se recomandă părăsirea urgentă a unor astfel de zone. Nu în ultimul rând, atenționăm amatorii de chilipiruri, adică persoane care doresc să cumpere telefoane mobile performante cu bani puțini, întrucât marea majoritate a unor astfel de aparate care sunt comercializate la negru provin din furt, cei care le achiziționează riscă să rămână ulterior fără ele, cât și fără bani. Neglijența de care dau dovadă multe persoane în ce privește siguranța lor și a bunurilor personale este marea problemă cu care ne confruntăm. Și de la neglijență până la deveni victimă este o distanță foarte mică. Marea majoritate a infracțiunilor de furt care au fost săvârșite pe raza municipiului au avut ca principală cauză generatoare neglijența părții vătămate. Aici mă refer în special la furtul de telefoane mobile, furtul din autoturisme, din magazine, precum și la infracțiuni săvârșite cu violență, cum sunt tâlhările sau infracțiunile de vătămare corporală. Infractorii care comit acte de violență nu au reținere în a ataca orice persoană și proprietatea sa privată. Nu întotdeauna valorile materiale sunt cele care îi interesează pe acești răufăcători. Femei, bărbați, copii, cu toții putem deveni victime ale unuia dintre acești infractori. Pentru prevenirea pe viitor a unui astfel de fapte, ne bazăm pe sprijinul cetățenilor care, în momentul în care vor observa persoane suspecte, ori infractori care sustrag bunuri de orice fel, printr-un simplu apel la numărul de telefon 112, pot sesiza poliția. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. La revedere! Urmăriți cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil. Izolat ziua, vor cădea ploi cu caracter de aversă însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, cele maxime între 18 și 21 de grade Celsius. Lapte de Monor, natural și hrănitor.
Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. Clubul de judo și arte marțiale Bistrița și Clubul Sportiv Netex Bistrița organizează în zilele de 25 și 26 iunie, după mai bine de 21 de ani, din nou la Bistrița, marea finală a campionatului național de judo individual sub 13 ani, masculin și feminin. Se vor întrece peste 300 de sportivi și vor sosi la Bistrița peste 30 de arbitri și oficiale Federației de Judo. Vă așteptăm în 26 iunie, sâmbătă, la sala polivalentă din Bistrița, începând cu ora 9:30, pentru un spectacol adevărat de judo. Eckert Impex, mobilă pe gustul tuturor. Eckert Impex vă invită în următoarea perioadă să profitați de prețuri promoționale. Reduceri substanțiale la toate produsele și transport gratuit în județ. La Eckert Impex găsiți, pe lângă multitudinea produselor de mobilier, o atitudine uitată de alții. Bunul simț. Cu răbdare, tact și profesionalism vă vom trata pe fiecare în parte, pentru a pleca mulțumiți. Eckert Impex, zona Piaței Rușilor, spre fosta fabrică de bere, partea dreaptă, hala galbenă. Eckert Impex, acum un preț mult mai mic la toate produsele. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, furate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează îi recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. Lapte de Monor. Natural și hrănitor. Alege Prolematex Bistrița pentru eleganța și rezistența tâmplăriei din lemn masiv stratificat și PVC cu sticlă termopan. Dotări complete pentru producția de ferestre și uși din lemn. Prolematex, partener autorizat Teraplast pentru ferestre și uși PVC cu 5 camere, echipate cu cea mai performantă sticlă termoizolantă, Lowy cu argon. Prolematex, ultima noutate pe piața termopanelor, lemnul masiv și stratificat, capătă la Prolematex rezistența și rafinamentul impuse de clienții pretențioși. Prolematex, o firmă pentru rezistență în timp. Bistrița, Calea Moldovei 17C, lângă Cibela. Telefoane 210535 și 0744573267. Pensiunea de Corale Cormaia, kilometrul 4 lângă St. George Băi. Peste 3 hectare de agrement, relaxare și confort. Teren de fotbal cu gazon artificial. Cascadă naturală în trepte pe piatră de Cormaia. Bazin cu păstrăv, pârâul Cormaia la marginea proprietății. Piscina interioară cu saună și terasă proprie. Sală fitness, masă de tenis. Preparate bine gătite și servite în luxosul restaurant cu terasă, cu o capacitate de 100 de locuri, sau în pizzeria din curte cu proprie terasă și o pizza delicioasă. Cazare în cele 25 de camere ultra dotate. Cabină duș, frigider, televiziune și internet. Peisaj montan mirific, liniște desăvârșită. Pensiunea de Corale Cormaia. De acum în Bistrița Năsăud, aceasta e oaza ta montană de liniște. Fabrica de produse lactate Micești, cu punct de lucru în Șeu Măgheruș, procesează zilnic 20.000 de litri de lapte și produce peste 25 de sortimente de brânzeturi și lactate. Sana și iaurt la cutie, pet, găletușă și găleată, lapte bătut, smântână, cașcaval, telemea de vacă, brânză de burduf în formă de pară, în membrană naturală și artificială, precum și delicioasa mozzarella. Magazin de prezentare în Bistrița, Bulevardul Decebal Colț cu Zimbrului, precum și în toate magazinele de profil. Produse de Micești, lactate adevărate românești. Alege cu stil, alege din prima, alege Stilex Prima. Oferta verii, ofertă șoc. Țiglă Bramac, model Donau, 30% reducere, începând cu 25,7 lei per metru pătrat. Țiglă metalică Lindab, 25% reducere, începând cu 29 de lei per metru pătrat. Șgheaburi și burlane Lindab, 25% reducere. Coșuri de fum ceramice și Dăl, 12% reducere. Cărămidă Poroterm.